cum ați început, cum ați ajuns la forma asta de manifestare artistică? Aveți un background artistic, pictură, să zicem, sau pur și simplu o pasiune? Ce căutăm noi pe stradă, domnule? Ați găsit-o așa? Ce căutăm pe pereți? Da. De ce scrieți pe pereți? De ce scriem pe pereți? Da, întâmplarea face că niciunul dintre noi, de fapt, nu scrie pe pereți, noi desenăm pe pereți. Și da, eu personal vin cu formare din grafică, am terminat grafică la Unarte București și am ajuns în spațiu public, cumva, așa, din aproape în aproape, neștiind că o să se ajungă la niște dimensiuni uriașe față de ce eram obișnuit înainte. Și da, e o chestie la care țin foarte tare, pentru că întotdeauna am fost apropiat de cultura asta și de toată zona asta de manifestare artistică, adică am crescut cu muzica rap, cu toată cultura asta underground și întotdeauna am fost atras de o grămadă de prieteni, vecini din cartier, cunoștințe care făceau graffiti. N-am făcut niciodată graffiti pur sânge, am intervenit în spațiu public destul de timid așa și discret, pentru că am fost obișnuit de formarea asta și pasiunea pentru bandă desenată și narațiunea care vine de acolo și cumva aveam nevoie asta de a spune ceva mai mult decât estetic, de a transmite ceva, de a avea o poveste în spate, pentru că mă simțeam cumva impostor și acum mă simt impostor, dar cumva mai puțin. Și am avut niște intervenții astea timide, cred că prin primul an de facultate sau ceva, și erau niște stensiluri, niște mini-stickere, niște paste-up-uri, niște chestii de tipul ăsta care au rămas pe undeva plantate acolo în spațiu public și m-am oprit și am reluat, asta zic că se leagă foarte tare de ce înseamnă banda desenată și narațiunea pentru mine și cum am construit toată chestia asta și s-a ajuns iar la bandă desenată și am făcut un album de bandă desenată și am început să împrumut de acolo concepte, povești, personaje, tot imaginarul de acolo s-a transformat într-un fel și a început să prindă viață și pe pereți și la dimensiuni din ce în ce mai mari. Și nașul meu la prima lucrare de dimensiune foarte mare e Ciubi, pisica pătrată, care m-a împingea așa cu sulița cumva de la spate și mi-a zis hai că se poate, că nu e chiar atât de mare, știi? Era ceva, un perete din asta de vreo 18 metri. Și mi se părea o chestie imposibil de realizat sau, mă rog, foarte greu de realizat și până la urmă îmi dat seama că de fapt devine mult mai simplu decât te aștepți dacă te împrietenești cumva cu suprafața aia și cu raportul care se schimbă automat față de cum erai obișnuit înainte. Deci cam asta e mini povestioara. Eu vorbesc mult și s-ar putea să vă povestesc din cretacic parcursul artistic, dar cam asta ar fi în principiu. Mă bucur că a început colegul să povestească despre cum a început el, pentru că în principiu am și eu cam același background ca și el, în sensul că sunt absolvent de Unarte, tot secția grafică. Dacă el, având o vârstă mult mai tânără, povestește din cretacic, probabil eu o să am întâmplări din nu știu ce zonă, mult mai veche, în sensul că... De la Big Bang. De la Big Bang, da, exact. La fel, suntem pasionați ca și prietenul nostru, Pisica Pătrată, ca și Robert de bandă desenată. Noi facem în continuare bandă desenată. Robert a reușit să-și implementeze câteva lucrări murale gen cu cadre de bandă desenată. Eu, într-adevăr, prin anii 2000, cred că am început să, în orașul meu natal, eu fiind din Târgoviște de bază, să fac câteva desene pe pereți. Eu, având o bază academică, în principiu, nu m-am axat pe litere, că de fapt este, trebuie să spunem faptul că sunt două lume aici, cei care, cum a spus și noastră, este lumea celor care fac literele și sunt pasionați și muraliștii în care intrăm și noi, părerea mea, pentru că noi nu facem litere pe pereți în oraș. Avem nevoie de câteva zile să ne finalizăm o lucrare. Și la fel, există pasiunea, noi vedem acest lucru ca o pânză mai mare, este o provocare până la urmă, de asta treci de la dimensiunea 4 pânze, să zicem, de un metru, până a reușit să faci o lucrare de diferite dimensiuni, de dimensiunea unui perete, unui bloc,
și este frumos, ca artist te poți exprima și îți vezi altfel paleta de culori și tot ce se întâmplă acolo. Vă deranjează faptul că găsești oriunde, de la scaun de autobuz până la pereții, după stradă, fel de fel de văzgăricuri? Adică oricine are un spray cu vopsea, trage o linie sau face o inimioară sau scrie o porcărie. Vă deranjează chestia asta sau îi înțelegeți? Păi, ar fi chiar culmea să spunem că nu îi înțelegem din moment ce suntem în postura, în poziția în care suntem. Mie mi se pare că orașul nu are viață dacă îi lipsesc elementele astea și cumva parcă a devenit parte din noi din ce în ce mai tare fenomenul ăsta și eu cred că trebuie să existe în continuare, chiar dacă există și forme mai puțin legale sau complet ilegale, parte din fenomenul ăsta de artă urbană, să-i spunem generic. Și sigur că există foarte multe segmente, există foarte multe modulații a ceea ce reprezintă fenomenul în sine. Dar estetic vorbind, e o problemă și de înțelegerea publicului. Noi încă suntem destul de proaspeți așa în ceea ce privește cultura asta și în general avem niște niște întreruperi din cauza că lucrurile s-au desfășurat diferit o perioadă îndelungată la noi în țară și au venit o grămadă de lucruri interesante pe care oamenii le-au luat exact așa cum le-au primit și au început să le transforme după ce posibilități existau și cumva s-a ajuns unde suntem acum. Dar da, e o formă de expresie în primul rând umană, oamenii vor să spună chestia asta, vor să se exprime, vor să se afișeze și sunt tone de motivații în spate și dacă deschidem subiectul ăsta, avem timp de o emisiune întreagă, cel puțin, putem să facem și un serial. Pe timp de un an. Da, exact. Dar cumva ce e important e că nu mi se pare că e ceva greșit. Mi se pare că e ceva viu și mi se pare că e o manifestare firească a oamenilor care trăiesc în oraș și oamenilor care au curajul să se exprime, să puncteze câte ceva. Sigur că unii sunt mai panchiși decât ceilalți. Acum nu o să putem să fim toți uniformizați și așa. Dacă aș putea să fac o paralelă, gândiți-vă și în dumneavoastră când erați în timpul școlii generale, liceului, ați scris probabil pe bancă ceva, nu știu, poate v-ați plictisit sau v-a plăcut să desenați în timpul orelor. Gândiți-vă că acei adolescenți au dus povestea mai departe și îi vedeți scriind pe pereții clădirilor. Deci o continuitate umană a te exprima artistic o avem fiecare dintre noi. Unii s-au oprit, ceilalți au dus-o mai departe până la un punct pe care l-au știut doar ei sau l-au depășit sau au ajuns la niște rezultate mult mai bune. Asta trebuie să înțelegem că este o parte din noi, faptul să te exprimi artistic până la urmă. Mai elocvent sau mai puțin elocvent, irelevant. Faptul că dorești să spui ceva prin desen sau prin scris este minunat. A avut o lucrare la care țineți în mod deosebit, adică ceva care în oraș, pe care poți să o vezi? Așa cred că suntem atașați de majoritatea lucrurilor pe care le facem. Cumva eu am una care a devenit preferată din ce am făcut până acum, pentru că e prima bandă desenată pe bune, adică e o pagină întreagă cu toate casetele și bulele de dialog și dialogurile scrise și așa. Și sunt foarte atașat pentru că e prima oară când reușesc să îmi îndeplinesc nebunia asta de a face o bandă desenată mare, dar mare, tăticule, să se vadă peste tot. Și e undeva la Constanța. Nu e chiar atât de mare, doar că e mare pentru ceea ce înseamnă o bandă desenată și asta mi-a devenit preferat acum, în momentul ăsta. Probabil că, bineînțeles, s-a deschis supapa și următoarele lucrări o să le pușuiesc să fie tot în formula asta de pagine de comic și atunci probabil că o să fiu și mai atașat de următoarele, poate că o să le fac și mai bine și tot așa. Și bineînțeles, prima lucrare pe care am făcut-o cu Ciubi, iarăși mi-a rămas așa undeva, pentru că e prima lucrare foarte mare pe care am făcut-o și am deschis așa cutia asta cu lucruri interesante. Poate să fie și a Pandorei sau poate să fie și a altcuiva, depinde. Na. Cum mi s-a părut o abordare a lui Alin? Adică, mă rog, încercarea lui de a ajunge grafă și pe traseu
întâlnindu-se cu voi toți și învățând de la fiecare. A, dar el n-a încercat să ajungă grafăr sărăcuțul. Mă rog. Ai încercat să înțeleagă și să deseneze, dar n-avea nicio șansă din start. E prietenul nostru, dar hai să fim, să spunem pretext, adevărul. Era un pretext pentru da. Poveste. Faptul că el a intrat în lumea asta a artiștilor și a încercat să înțeleagă, adică ne întrebați, spre exemplu, băi, dar Dürer sau Rembrandt, ce fel de tip de hașuri aveau? Cum aș putea să o înțeleg? Aprofundând anumite lucruri și a dat seama că totuși nu e așa simplu să ai o poveste pe perete, să o spui și să placă majorității și să o aduci la nivelul respectiv. El este pasionat de acest subiect, dar, cum au zis și colegii mai devreme, ideea din spate a pornit tot de la Robert Ober, Pisica Pătrată și John Dotes și Alin a dus mai departe și s-a integrat în tot ce a însemnat acest documentar, el fiind punctul de plecare între lumea care ar trebui să înțeleagă acest fenomen și noi ceilalți care suntem în acest fenomen. Da, și eu plus că... Pretext. E un pretext. Normal că e un pretext și asta e un gimmick. E clar că putem să folosim și asta. El realmente a fost curios de la început și apropo de ce zicea Ionuț, țin minte că Alin la un moment dat, noi ne știm de foarte multă vreme și la un moment dat m-a sunat noaptea pentru că s-a apucase de hașuri, să învețe hașuri. Adică era foarte curios și de pe atunci ce înseamnă forma asta în care se poate exprima într-un fel artistic, încerca prin desen și m-a sunat noaptea să mă întrebe cum fac eu hașurile. Și mi-am zis că e dement și după aia am avut era o discuție. Era și treaz, asta este interesant. Da, și după aia am avut o discuție ulterior și mă rog, am lămurit cumva lucrurile și el are curiozitatea asta, asta e backstory-ul cumva. Asta i-am și spus, pentru că avea ceva experiență deja cu ce înseamnă cinematografia. Cumva și eu am avut niște experiență că am mai lucrat pe niște proiecte de cinema și s-a părut o oportunitate să facem chestia asta să se întâmple. Iar demersul lui mi se pare că e oglindit foarte bine în film. Pentru că el chiar s-a opintit de multe, multe ori să înțeleagă treaba asta și... Cred că e destul de evident care sunt rezultatele și cum s-a desfășurat toată povestea asta pentru el și prin el și așa. Și da, mi se pare ok că a reușit să nu se lase bătut cumva. Pentru că eu... Păi da, și lumea asta e destul de dinamică, dar în același timp e și destul de critică în ceea ce privește outsiderii. Și dacă tu vii așa somewhat entitled și nu își dă nimeni seama de unde, care, cum ești și ce faci, oamenii o să te taxeze. Adică oamenii sunt foarte real. Cum a fost ca producător? Pentru mine a fost o experiență extraordinară. Adică mi s-a părut foarte interesant și în același timp am ajuns în burnout. Și ca producător executiv al unui documentar, mă așteptam că o să fie destul de dificil. N-am mai făcut asta până acum, e prima oară. Și aparent a funcționat până la urmă, încă supraviețuiesc. E foarte interesant, mie îmi place să fiu cumva liantul ăsta și să conectez lucruri și oameni și idei și experiențe și mă bucur să fac asta și atunci când pot să o fac și mai coerent și când pot să-mi accesez rețeaua de care dispun după atâția ani de hălăduit prin lume, ca să zic așa, să o rezum într-un fel, e interesant pentru că e și un booster din asta pentru mine interior, că... Băi, am reușit să fac și asta în alt fel, în alt context. Și e interesant pentru că asta îmi dă curajul să încerc alte lucruri și să se dezvolte cumva pasiunea și curiozitatea de a evolua sau dezvolta proiecte care nu sunt neapărat în zona de confort. Ceea ce e interesant pentru mine. Și a fost interesant ca experiență în sine. Au fost și foarte multe drame interioare, că poate nu fac nimic bine și că poate nu trebuia să... mă implic în proiectul ăsta, că dacă am făcut tâmpenii sau ceva. Mi se pare că sindromul ăsta de impostor vine la pachet cu toată mantia asta a lumii artistice. Pentru că din orice segmentel din asta al artei
șutezi și centrezi și dai cu capul, poți să simți că deasupra așa este, e un val din asta care vine și cu foarte multe chestii pozitive și interesante și care stârnesc ceea ce se întâmplă în interior, creativitatea care explodează așa la un moment dat și poate să fie și picul ăla care se duce după aia în jos. Și, na, e o fluctuație interesantă, dar satisfăcătoare așa cumva.